Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Deci, astăzi vedeta este Antonia. Antonia și cu revelațiile ei. Și cu tot ce spune, cum se contrazice singură. Că dacă nu o contrazice nimeni, am văzut că s-a dus la cameră, a mulțumit pentru cadouri, pentru scrisori și spunea în mesajul de la cameră că nu a cotrăbuit prin lucrurile lui Cristian. Ea îi trimisese mai pe la începutul sezonului un bilețel și a vrut să găsească bilețelul, că n-a cotrăbuit nici la Albert. Că el, ea s-a uitat doar când el a primit niște cadouri, e curioasă cum e, doar s-a uitat să vadă ce cadouri a primit, că el era acolo. El spune că nu-și amintește, că nu era acolo. Adevărul că a cotrăbuit, că îi place să cotrăbuiască. Da. Am mai amintit iar că ea nu a vrut să facă niciun fel de cuplu cu Valentin, pentru că nu-i pregătită emoțional. Asta a repetat de mai multe ori și că a fost forțată. Cine a forțat-o? Nu știu. Pentru că ea singură s-a dus la el, s-a ținut după el, eu așa am văzut. Da. Că s-a grăbit să facă cuplu. Și crede că doar Alex și Cristina sunt reali. Atât. Pe Cristian și pe Laura nu-i vede, nici pe ceilalți, doar pe ei doi sunt reali. Așa e părerea ei, nu a mea. Și mai spunea că a fost căutată de staff ca să intre în această emisiune. Că ea era deja acceptată la altă emisiune, dar n-a spus unde, și nu s-a dus acolo ca să vină la mireasă. Și că nu mai vrea să trăiască în minciună, dar minciuna cine a scos-o? Nu tot ea? Da. Că nu e pregătit Valentin de căsătorie, normal că nu e pregătit, eu cred că nu-s pregătiți nici care, aproape toți, au venit doar pentru experiență, să se afirme, să-și facă reclamă, iar dacă se vor căsători, doar în vederea marelui premiu. Până acum asta au arătat. Și ați văzut că la petrecere a stat toată noaptea cu el, cu Valentin. După aceea i-a zis că vrea să se desparte pentru că el la eliminare, ultimul în top. Așa că ea vrea, că doar de topuri vorbește, exact așa a spus și una dintre mame, că doar de topuri vorbește, ea vrea să fie în top, că a fost și ea la început, până să-și dea lumea seama ce fel de om este și vrea să rămână în casă, vrea să fie în top, vrea să rămână până la sfârșitul sezonului, cam multe vrea să rămână. Și că Valentin nu are susținători, ea are, așa crede ea. Și a început iar cu victimizarea, că știți, că victimizarea merge cât merge și la Casa Mireasa, dar nu tot timpul. Că ea de la început nu a avut cuplu cu Valentin, că el a plâns după petrecere, eu cred că de biat sunt unii care zbeți și plâng, dar el nu că a plâns din cauza ei, nu, era supărat, dar nu din cauza ei. Când a plecat ea din cameră. Că s-a dus afară, a fumat, dar am văzut și eu că era supărat, el e supărat că pleacă. A și spus că înainte să plece o să facă urât cu toți, o să zică niște lucruri, mai ales cu Cristian. Cristian e dușmanul lui declarat. Și mai zice Antonia că ea face tot ce îi spun susținătorii ei. Și Valentin e foarte deranjat de asta. Cui îi pasă de Valentin? Că i-a zis bine Cristina când era ea, erau amândouă și Andrada și ea și a spus că au greșit amândouă ținându-se după Albert, dar zice Antonia, eu? Păi dar normal că ea cel mai mult și Andrada amândouă. Dar le-a spus-o bine Cristina pentru că s-a văzut, le-a și spus, s-a văzut toate astea, s-au văzut. Că fac, mai ales Antonia, ea și i-a zis în față, erau amândouă lângă ea, că fac diferite lucruri și după aia au să năcăjesc, acum o să mergem la capricii și o să facem teme și subiecte. Păi cine le provoacă? Ele. Tot lor nu le place?
atunci se facă ceva bun. După cum ați văzut cu toții, Albert face pași micuți, timizi spre Maria. Chiar vorbea cu Alex despre ea și vorbea că a căzut de pe locul întâi. El vrea doar cei de pe locul întâi. A urcat Delia ca să nu fie eliminată. Asta e singurul motiv. Eu nici nu văd altul. Au votat-o fanii. Păi așa trebuie să zică. Dacă ar zice că o pun în staful, n-ai voie să zici așa ceva. Apoi, l-am văzut că stătea puțin pe gânduri, nu prea ai lămurit el cine știe ce, dar totuși am văzut că la petrecere a dansat cu ea, s-au îmbrățișat. Iar ce voiam să evidențiez, la capricii au venit părinții ei, nu s-a așteptat, bineînțeles. Chiar a zis Gabriela Cristea, cineva vrea să vorbească cu tine, au intrat, s-au îmbrățișat, au stat acolo, ea era cu el pe canapea cu Albert, s-a tras Albert la o parte, a stat foarte departe de ei. Ea l-a ignorat o perioadă, nici puțin a zis el, Albert, de fapt nici n-a zis, a zis Gabriela Cristea. A fost întrebați părinții dacă îl plac, nu cred că îl plac prea tare, a zis că da, ce era să zică, dar a zis mama ei că e mândră de ea și acolo am aflat și eu că nu e mama ei biologică, e mama care a crescut-o, dar erau foarte apropiate, foarte, dacă a crescut-o de mică, normal, e ca și fata ei, păi, dar nu, mama e care te crește, tata e al ei. Și l-au chemat și pe Albert să vină puțin mai aproape, dar foarte timid, foarte timid. Apoi zice mama ei că a venit și Cosmin, fratele ei, dar stă afară că e frică să intre. De ce să fie frică? Poate că are el așa, o fi timid și el, ca Albert. Dar în pauză o să aibă timp să vorbească, pentru că o să aibă și alte teme la capricii, nu doar despre ei, și atunci au timp să șadă împreună. Poate o să-i lasă vreo oră, de obicei așa lăsa. Chiar mă bucur că a putut să-și vadă familia. Vedeți, în sezonul 2 n-am avut așa ceva, pentru că eu aveam băiatul în București, puteam să-l văd, uite, n-am avut. Acum au mai multe libertăți concurenții. A intrat tot la capricii mama lui Dediș la telefon și nu-i place de Delia. Păi nici lui nu-i place, dar v-am spus, frică de eliminare. Că mari iubiri între ei nu văd. Nu văd deloc. Și nu-i place din cauza că e prea orgolioasă, că lui trebuie o fată simplă. Că nu-i place evoluția lui în casa Mireasa. Mama lui ar fi vrut să facă el cu Eliza cuplu, nu cu Delia. Păi a fost atunci la petrecere, a stat aproape toată noaptea cu Eliza. După aia s-a îndreptat spre Delia, nu știu de ce. Că nu-i place caracterul ei, nu-i place nimic la ea. Că ea stă în altă țară, că nu vrea să plece, iar băiatul ei nu vrea să plece din România. I-a zis Gabriela Cristea că femeia aceea astrologă i-a spus că el o să reușească dacă pleacă în Anglia. Dar fiecare mamă vrea să-și aibă copilul lângă ea și eu aș vrea să-i am lângă mine, dar din păcate fiecare copil e în altă țară și eu sunt altă. Nu stăm, eu și cu cei patru copii nu stăm nici măcar în aceeași țară. Așa că știu că e greu. Știu că e greu. Fiecare mamă vrea să-și aibă copilul lângă ea. Că, dacă nu în aceeași casă, măcar în aceeași oraș sau măcar în aceeași țară, nu? Nu știu reacția Deliei când a auzit toate astea. Încă n-am văzut tot, pentru că am și o muncă. Dar o să aflu, bineînțeles, aflu tot. Dediș a fost fericit că a sunat mama lui, că au avut-o, măcar să vorbească la telefon. Chiar a fost invitată în casă de Gabriela, dar a zis că n-a putut să intre cu el. A venit mătușa lui sau bunica, nu mai știu care. Și zicea că poate să intre și după aceea. Ați văzut în sezonul 8 cum a intrat în ultima lună mama lui Sergio, care mai mult rău i-a făcut. Eu așa am văzut și n-am văzut doar eu asta, au văzut mai mulți. Mama lui Sergiu nu trebuia să intre. Dar să vedem, să vedem, poate că intră și mama lui Dediș, cum au mai intrat și alte mame mai târziu. Vom vedea. Așa că se năcăjea că l-a întrebat ceva pe Valentin și nu i-a plăcut răspunsul lui. Da. Păi el a răspuns ce a venit, nici el nu-i
chiar cu toate țigurile pe casă, că am, v-am spus că se potrivesc. Ea e disperată să fie iubită. Dar dacă vrei să fii iubită, nu trebuie să faci așa, să te ții după băieți, să-i stresezi cu prezența ta. Că ea o să pice prost. Păi ea pică tot timpul prost. Că ea a făcut o greșeală care și-o asumă. Una numai. Și crede despre ea că e cea mai sinceră. Așa crede ea că e cea mai sinceră. Mie mi se pare că e cea mai posesivă, vulgară, asta cred eu. Și era, cineva a spus că Valentina a plâns după ce a plecat Valentina și ea zicea, păi nu știam că sunt așa de apropiați. Dar zicea Cristina, parcă că și Alex a plâns când a plecat Valentina, pentru că erau, ea, Valentina, era apropiată de cuplul lor, chiar a și spus că o să-i susțină. Și foarte bine, foarte bine că se susțin și că s-au împrietenit, nu? Că ați văzut pe Valentin cât a fost la petrecere de biat, că nu mai știa să mai vorbească. Și așa vorbește el cu gura închisă din cauza dinților. Dar e bine că a lămurit cu Antonia. Tăria a avut-o de la Liviu, el a dus în casă băutură. Știu că în sezonul nostru nu prea ne lăsa. Adică o lăsai în staff, o lăsai acolo în spate și dacă voia stafful, nouă ne-a dat pe 1 decembrie. Pălincă primise o fată, una dintre fete. Iar din sezonul 6 au interzis tăriile din cauza Mirunei, că știți că a făcut comă alcoolică și a găsit-o în baie Raluca. I-a salvat viața, normal. Dar Valentin chiar a băut. Eu cred că Valentin a băut cel mai mult dintre toți. Că nici măcar să vorbească nu mai putea. Că l-am văzut când a băut, a băut și a amestecat. Nu doar că a băut într-un fel. A amestecat băutura. Puțin de Valentina vreau să vorbesc acum în încheiere. A făcut și ea un live și a spus de Șervan, pentru că a fost întrebată. Și zicea că are iubit afară, că în casă a venit doar să se promoveze munca aia pe care o face el. A și spus că are o muncă și are nevoie de promovare. Dar Valentina, când a auzit de iubit, a rămas șocată. Da. Apoi a fost întrebată dacă ar vrea să mai intre în casă, doar dacă o votea. Trebuie să o cheme cineva, nu poate să vină așa. Un băiat s-o placă și s-o vrea în casă. Iar lumea, susținătorii, s-o voteze, doar așa. Zicea că nu ține legătura cu Șervan, ce să mai vorbească cu el, că a fost clar, au fost foarte clar în emisiune, că nu se potrivesc. El, dacă are iubit afară și n-a venit să se însoare, e clar că n-are nevoie de ea. Și mie îmi place de Valentina. N-am nimic cu munca ei, să știți, fiecare face ce vrea, fiecare își alege munca, își alege tot. În afară de familie, frații, părinții nu ți poți alege, nu în viața asta. Dar e o fată frumoasă, chiar am văzut-o pe live, era foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Știu că în România sunt multe prejudecăți, dacă ar fi în altă țară și ar face această muncă, n-ar fi nicio problemă. Dar nu poți scăpa prea ușor de prejudecăți. Cam atât am avut până acum să vă spun despre concurenții noștri. Vă doresc în continuare o zi plăcută și la revedere!